Continuăm cursul aplicației Internet of Things, am ajuns la lecția 7. În lecția anterioară am realizat interfața web pentru gestionarea conectării la rețeaua wireless și astfel sistemul nostru este mult mai ușor de utilizat de utilizatorul fără cunoștințe de tehnologie avansată. În principiu își alege doar rețeaua, introduce parola și gata, sistemul funcționează. Chiar dacă te deconectezi de la SP32, sistemul funcționează în continuare fără probleme. Dar dacă deconectăm dispozitivul de la alimentare și îl conectăm iar, trebuie să fie configurat din nou și asta poate deveni enervant. Sunt cazuri când dispozitivul probabil trebuie oprit peste noapte sau poate există o pană de curent și nu vrei neapărat să-l configurezi din nou. În acest video mergem mai departe cu modificarea programului și introducem această funcționalitate. În plus, codul final îl puteți descărca de pe platforma Science Stories din rubrica articol la video corespunzător și în plus am introdus și câteva comentarii cu explicații în cod pentru a înțelege mai bine cum funcționează sistemul. Mă voi conecta la rețeaua Super Mega Boss. Voi accesa pagina pentru a seta dispozitivul și rețeaua va scana ce avem în apropiere, a găsi rețeaua mea de acasă, bineînțeles puteți să alegeți alta, așa, introduc parola, bifez că sunt de acord și mă conectez la dispozitiv. Aici am dispozitivul, se vede în serial monitor că primez datele, dar acum mă voi deconecta de la dispozitiv, iar date în serial monitor apar, bineînțeles, totul funcționează perfect, iar acum voi deconecta dispozitivul și îl voi conecta din nou. Dispozitivul, după cum vedeți, este deconectat, am deja aici o eroare că l-am deconectat în timp ce funcționa în serial monitor. Voi curăța serial monitorul să fie gol și voi conecta dispozitivul din nou. Dispozitivul se conectează la rețeaua Wi-Fi, așteptăm 10 secunde și bineînțeles apare request-ul cu solicitarea noastră. Da? Și aceasta se repetă la fiecare 10 secunde. Acum putem să mergem din nou în telefon și mergem din nou pe rețeaua Super Mega Boss, de care este de fapt SP-ul nostru. Mergem din nou la pagina de setări și acum când dau click pe pagina de setare, mă va trimite direct pe pagina de dashboard, deoarece sunt deja logat. Acum eu am configurat în cod, o să vedeți la metoda de logout că atunci când dau click pe deconectare, să șteargă ce a salvat în memorie. Dăm deconectare și acum este deconectat de la wireless de tot. Asta înseamnă chiar dacă îl introduc din nou, îl scot de pe sursa de alimentare, îl introduc din nou, el nu va mai funcționa dacă nu mă conectez. Și vedeți dacă aici am pus, în caz că este conexiunea reușită, salvăm setările în memorie. Când dăm logout, am pus exact invers, unde ești logout, 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 preference.remove, da? Exact invers. Da? Și astfel ștergem datele salvate în memorie. Bineînțeles, tot acest mecanism se poate customiza după preferințele fiecăruia, după necesități.